Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre contragere. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Oare ce înseamnă contragerea Dicționarul spune că se referă la reducerea unei fraze la o propoziție, prin reducerea unei propoziții la o parte de propoziție și că se opune expansiunii. Prin urmare, contragerea constă în transformarea unei propoziții în partea de propoziție corespunzătoare cu păstrarea intactă a sensului. De exemplu, am ajuns când se lumina de ziua. Se transformă în am ajuns dimineața. Cum realizăm contragerea? Să luăm exemplul anterior. Am ajuns când se lumina de ziua. Observăm am ajuns și se lumina predicate când elementul de legătură. Avem prima propoziție am ajuns, iar cea de-a doua când se lumina de ziua. Avem o frază. Trebuie să contragem propoziția subliniată. Cum facem lucrul acesta? Am ajuns dimineața. Ajungem la un cuvânt care devine complement circumstanțial de timp, deci o parte de propoziție. Observăm că dispare elementul de legătură, dispare predicatul, avem însă grijă să păstrăm sensul inițial, și astfel obținem o parte de propoziție, adică un circumstanțial de timp. Fraza se transformă în propoziții. Să exersăm împreună. Realizează contragerea subordonatelor scrise colorat în frazele de mai jos. Am citit o carte care are ca temă prietenia. Contragem subordonatele scrise colorat. Am citit o carte despre prietenii. Povestea pe care am auzit-o m-a înfricoșat. Contragem? Povestea auzită m-a înfricoșat. Orașul unde m-am născut este foarte frumos. Unde m-am născut, contragem nașterii mele. Orașul nașterii mele este foarte frumos. Colindatul este un obicei pe care îl cunosc bine. Colindatul este un obicei cunoscut. Propun următoare activitate independent. Realizează contragerea structurilor scrise colorat. Nu uita pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a rezolva cu succes exercițiul. Alexandru a adus un argument care m-a convins. Matei este un elev silitor și un copil care ascultă. Îmi plac locurile unde este multă verdeață. Nu am renunțat la ideea să plec în excursie. Dorința să citim ne-a stârnit o doamnă învățătoare. Maria are o scuză care poate fi acceptată. Dacă ai nevoie de mai mult timp, poți opri filmul pentru a rezolva exercițiul. Succes!